Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit și în această după-amiază la o călătorie prin lumea rațiunii. De fapt, astăzi mi-am propus o ediție așa un pic mai deosebită. Călătoresc de ani buni de zile prin tot soiul de site-uri în care ne sunt prezentate o sumedenie de leacuri minune. Leacuri care sunt capabile să vindece o gamă largă de boli. Aproape că nu există boală care să nu poată fi vindecată cu un leac pe care îl găsești pe un asemenea site. Mărturisesc că la început mă cam enervam lecturând asemenea site-uri, dar cu timpul am trecut către o stare de indiferență, pentru ca mai apoi să mă cuprind așa o stare de amuzament. O colecție de năzbâtii mai mari decât pe asemenea site-uri, foarte greu să găsești. Mi-am propus în această emisiune să vin să recomand eu celor care difuzează, vând, distribuie tot soiul de produse atot vindecătoare, cum să-și organizeze un site astfel încât el să aibă eficiență maximă. Nu este foarte complicat. Mă rog, ar trebui să încerc să limit pe acela care spunea toate site-urile de produse naturiste să vină la mine, toate. Nu, n-am să imit pe acel personaj, deși o să vedeți, prea departe de acel personaj, n-am să fiu nici eu, pentru că atunci când vrei să vinzi atot vindecătoare din acestea, panacee, sau dacă vrei să faci și pleonasmul cu pricina panacee universale, atunci trebuie să apelezi la, mai degrabă la personaje de acest tip, care sunt complet separate de rațiune. Oameni care trăiesc într-o lume în care rațiunea nu joacă nici cel mai mic rol. Remarc că se repetă cumva de pe un site pe altul o sumedenie de lucruri, dar trebuie mai bine structurată informația. În primul rând, pe pagina principală, atunci când ajungi pe un asemenea site, domnule, și mulți fac asta, dar ar trebui toți să facă acest lucru, niște imagini înduioșătoare. Domnișoare mirosind floricele sau mâncând un măr sau o pară sau domnișoare frumușele. Aș gândi, având în vedere că bănuiesc că sunt și persoane de sex feminin care utilizează produse din acestea care vindecă orice, să apară acolo și un domn, bineînțeles, un domn serafic așa, care, eu știu, miroase o floare, mănâncă o măr, mănâncă o pară. Ar fi foarte interesant. Cum la fel de interesant pentru a crea seriozitate site-ului, da, ar trebui să apară un medic. Un medic. Dar, pe de altă parte, să nu uităm. Să nu uităm că emisiuni, site-urile acestea ar trebui să convingă oamenii. Important este, să știți, nu informația pe care o transmiteți. Important este cât de bine poți convinge pe cititor, pe cel care accesează site-ul cu pricina. Există o sumedenie de mituri urbane pe care dumneavoastră le puteți exploata la nivel din ce în ce mai înalt. De pildă, trebuie să luați produse naturiste sau să folosiți tot soiul de dispozitive care se bazează pe tot soiul de efecte din acestea ezoterice, să le zicem noi așa, să le încadrăm într-un sistem așa un pic mai larg. Ei bine, pe aceste site-uri apar adesea, dar nu se detaliază un lucru. Medicina aceasta e de fapt făcută să vă omoare. Când zic medicina aceasta, mă refer la medicina zisă alopată, mă refer la medicina zisă convențională, cea care este împotriva tratamentelor naturale, pentru că și aici trebuie să intervină marile companii farmaceutice, Big Pharma, care au creat o întreagă conspirație de îndobitocire a planetei cu tot soiul de medicamente care fac mai mult rău decât bine.
Și aici trebuie să puneți accent pe efectele secundare. Și trebuie să găsiți o formă vis-a-vis de efectele secundare, astfel încât ele să fie foarte grave, foarte îngrozitoare, să sperie pe oricine. Dar nu trebuie să vă opriți aici. Nu ar fi o mare greșeală. Pentru că trebuie să veniți și cu argument. Și veți găsi argument. Sunt o sumedenie de medicamente care de-a lungul timpului s-au dovedit că făceau într-adevăr mai mult rău decât bine. Și dați acolo nu mai multe, 3-4 exemple. Da, pot fi date ușor 3-4 exemple și lăsați impresia. Faceți în așa fel încât să lăsați impresia că toate medicamentele fac așa. Toate medicamentele sunt periculoase. Gândiți-vă acum. Trebuie să mai faceți un pas. Dumneavoastră vindeți produse naturale, să zicem. Vom vorbi și de cei care vând tot soiul de dispozitive bazate pe tot soiul de energii misterioase. Doar dacă vindeți produse naturale, trebuie să faceți o excursie cumva în mitologie. Să spuneți că în civilizația modernă, poluarea, alimentația aceasta irațională, îmbuibarea omului cu tot soiul de produse chimizate și în alt prelucrate, care sunt departe de natură și dacă mai stai o să mă gândesc, unele dintre produsele agricole chiar sunt modificate genetic. Asta duce la mărcinarea umanității și aici puteți introduce așa discret complotul acela, conspirația mondială, conform căreia această conspirație, mai bine zis, urmărește scăderea populației planetei. O cultă internațională care vrea să coboare populația planetei de la 7 miliarde la vreo 3 miliarde. Cam atâta, zice o cultă, că ar suporta planeta. Trebuie să puneți și asta. Dar trebuie să spuneți de ce produse naturale? Păi în vechime. În vechimea vechimilor. Atunci când nu se inventase industria asta alimentară, nu se inventase chimizarea, oamenii trăiau mai mult. Oh, nu vă referiți la secolul 14, 15, 12, 10? Nu. No. Deși ați putea să ziceți câte ceva acolo, pentru că va veni cineva să vă întrebe, dar uite că statisticile spun că media de supraviețuire sau durata vieții medie a unui om în acele perioade era undeva la vreo 35 de ani. Va trebui să spuneți că erau războaie, că se omorau între ei, că de-aia a coborât. Acum nu mai sunt războaie. Dar va trebui să călătoriți mai departe în vechime și să vorbiți de Matusalem și de generațiile care i-au urmat lui Matusalem. El trăia 900 de ani. Atât ar trebui să trăiască omul. Precum Matusalem. De ce trăia Matusalem atât de mult? Pentru că el ducea o viață rațională. O viață care nu era ruptă de natură. Consuma foarte multe plante. Pe vremea aceea nu se pierduse secretul plantelor medicinale. Acum, dumneavoastră, cei care sunteți proprietarii site-ului, tocmai asta faceți. Ați redescoperit. Sunteți pe care să faceți o revoluție. Vă luptați, bineînțeles, cu oculta internațională. Vă luptați, bineînțeles, cu Big Pharma. E o bătălie aspră. Dumneavoastră o veți câștiga cu ajutorul celor care vor cumpăra produse de la dumneavoastră. Și, apropo de plante, puteți să vorbiți și despre Utnapishtim. Mai țineți minte povestea călătoria lui Utnapishtim când s-a dus la Noe, s-a întâlnit și el cu Noe. Noe i-a dat planta nemuririi. O plantă, vă dați seama? O plantă! Dumneavoastră vindeți produse din plante. Și aici va trebui să faceți cumva o legătură. Am pierdut această plantă a nemuririi din cauza că bietul Utnapishtim l-a apucat somnul. Și a venit șarpele și i-a mâncat planta. Dar și aceea dumneavoastră va trebui să închegați povestea, să faceți conexiunea dintre trecut cu un alt trecut pentru ca apoi să ajungeți în prezent. Veți vorbi de medicina tradițională. O medicină bazată pe plante, bazată pe niște plante care trebuie, și va trebui și dumneavoastră să subliniați, trebuie crescute în condiții naturale, complet rupte de atmosfera aceasta adânc poluată. Puteți să spuneți
Nu, contează că nu să vă verifice nimeni. Că aveți niște sere cu atmosferă controlată în care reproduceți atmosfera care era pe Pământ în urmă cu, să zicem, 4.000 de ani. Cum ați reușit acest lucru? Și aici trimiteți că sunt niște lucrări științifice, cum cu carotele de în Antarctica, știți că de acolo se scot carote de gheață și se poate stabili compoziția atmosferei în urmă cu 1.000, 2.000, 3.000, mă rog, 10.000 de ani. Și trimiteți către lucrarea, spuneți că aveți o asemenea seră. Lumea vă va crede, pentru că este pregătită să creadă. Veți spune, veți folosi, deci, farmacopeia, să zicem noi, medicală, tradițională, japoneză, chineză, tibetană. Vedeți, astea sunt folosite. Le găsiți peste tot. N-am văzut până acum și poate ar fi bună ideea asta, pe care vă dau gratuit, pentru că eu sunt cel mai generos om de pe planetă. Ia gândiți-vă. La farmacopeia incașă sau maiașă. Wow! Sau a triburilor de indieni din America de Nord. Eu știu, Siwik și apași, nu? Parcă erau și niște apași. E, ia gândiți-vă. Niște plante extrem de misterioase. Care, le dați denumire latinească, nu, trebuie să existe ele, să le găsească omul. Că acum vedeți să mă uit oamenii și pe Wikipedia. Găsiți dumneavoastră o formulă astfel încât să-l înfășurați. Trebuie să vă bazați și pe faptul că foarte puțin vor verifica ceea ce spuneți dumneavoastră. Pentru că vedeți, trăim într-o lume în care ce este frumos, ceea ce sună plăcut urechilor noastre, este foarte ușor a fi crezut. Da, e bine, vorbiți de tradiție, deci am rămas încă în trecut, dar trebuie să săriți către prezent și trebuie să spuneți că descoperirile moderne, biologiei moderne, poate puteți folosi și medicinei moderne, dar acolo va trebui să puneți cumva o medicină din umbră care nu este luată seama de comunitatea, așa zis, științifică. Bun, trebuie să, acolo trebuie să jonglați puțin cu temerile oamenilor, cu speranțele. Ce frumos lucru, vai! Aproape că mă înduioșez, dragii mei prieteni. E, asta vreau să vă zic. Țineți minte că, sau țineți minte, uitați-vă ce se mai întâmplă prin lumea asta a științei, a biologiei. De pildă, și n-am văzut exploatată de către niciun distribuitor, să zicem noi așa, de leacuri și poțiuni magice, ei s-a constatat, s-a descoperit ceva care este revoluționar, pe la televizor nu s-a spus, se vorbea în urmă cu câțiva ani de așa numitul junk DNA, de ADN-ul non-codant, de ADN-ul inutil. Cam 80% din ADN-ul nostru se considera a fi inutil. Ei bine, acest ADN inutil, se pare că tocmai el este purtătorul programului principal. Genele sunt un soi de subrutine. Să nu intrăm în detalii. În detalii intrați dumneavoastră, spuneți povestea asta. Și va trebui să mai adăugați acolo o frază, două, un paragraf. Ei bine, această descoperire reprezintă o confirmare a credințelor și în funcție de medicina pe care o alegeți, vă spun, credințe chineze, maiașe, japoneze, indiene, ayurveda, nu-i așa? Trebuie. Permanență. Duceți-vă înspre zona științei. Căutați laureați Nobel. Anul trecut s-a dat premiul Nobel pentru studii privitoare la imunitate. Vai de. Păi, vă duceți frumos, vedeți cum îi cheamă pe Gigiol și Costel, cei care au luat premiul Nobel, și puneți singur o frază. Cum că imunitatea s-a pierdut datorită condițiilor de poluare, la, că în vechime, că Matusalem. Puneți singur o frază, două, trei. Nu contează. Nimeni nu va sta să verifice. Dar în momentul în care un laureat Nobel, vedeți, zâmbiți cei care sunteți raționali. Dar să nu uitați un lucru, încă, va mai fi multă vreme. Cuvintele acelea lui Einstein legate de astrologie, care Einstein o considera ca fiind o esență a științelor, ca fiind o știință cât se poate de respectabilă. Citatul ăsta a fost preluat pe 11.000 de site-uri și dintr-o dată a devenit un citat credibil și ușor de crezut de către oricine dorește să creadă în astrologie. Dumneavoastră puteți inventa la rândul dumneavoastră niște citate. Nu este niciun fel de problemă. Numai să nu greșiți numele laureaților Nobel. Atâta nu trebuie să greșiți.
și premiu și... Aici nu trebuie să greșiți. Trebuie să amestecați genul acesta de informații. A, și cu celule STEM. Și aici trebuie să fiți atenți. Trebuie să găsiți și aici niște legături cu celulele STEM, cu medicamentul sau, mă rog, poțiunea magică pe care o produceți dumneavoastră. Trebuie ele, sunt multe site-uri care vorbesc de potențarea celulelor STEM, dar dumneavoastră poate că ar trebui să fiți puțin mai atenți. Folosiți și aceste informații legate, aceste noi informații legate de ADN, dar ar trebui să mai spuneți că, de pildă, 50% din genomul nostru se aseamănă foarte bine cu genomul bananei. Și puteți spune că genomul cu tare plante se apropie în anumite structuri cu genomul uman, astfel încât cancerul care... A, și folosiți și exprimarea asta, după cum foarte bine se știe. Nu contează ce spune spor. După cum foarte bine se știe, gena G24B, care o are fiecare om și care, dacă este deteriorat, provoacă cancer la creier, să zicem. Și spuneți, după cum bine se știe, gena respectivă provoacă, dar gena aceasta poate fi reparată, tot după cum bine se știe, de cutare plantă care și inventați dumneavoastră un mecanism. E ușor, nu este mare scofală, nu este foarte greu. Asta este doar așa, o primă etapă. Mai există o categorie de site-uri în care se vând produse de tehnică. Aici intervine tehnologia. Se creează cu ajutorul unor dispozitive tot soiul de câmpuri, tot soiul de energii care vin să-ți întărească energia proprie, care vin să te revitalizeze. Aici mult ai trebuie să vorbiți de chakre. Cum sunt chakrele, ce controlează polienergetici, nodurile energetice din organism. Și aici, bineînțeles, dispozitivul dumneavoastră trebuie să acționeze asupra lor. Vedeți, aici apare o problemă. Trebuie să-i dați neapărat un înveliș, o aură, o aură științifică întregii expuneri. Nu vă temeți de termeni științifici complicați. Oamenii vor vedea ca fiind ceva magic atunci când vor citi textul dumneavoastră. Să vă dau un exemplu. Ei bine, știm din școala, după cum bine se știe, atunci când interferă două unde, se întâmplă, în funcție de cum aranjezi sistemul, ca unda inițială să fie amplificată, să aibă o amplitudine mai mare, așa. Se poate întâmpla atunci când sunt în antifază cele două unde, deci vin, vă dați seama, se poate anula unda respectivă. Pur și simplu dispare. Ei, și trecând de aici, spuneți că dispozitivul dumneavoastră vine și amplifică, mărește, dublează amplitudinea undelor care țin de energia benefică. Și, în același timp, ele vin și anulează undele care țin de energia negativă. Important, interesant. Să nu uitați, dar să nu uitați cu niciun preț, să vă notați de pe acum. Luați o hârtiuță, notați. Neapărat experimentele acestea au fost făcute de NASA și de Agenția Spațială Sovietică, aia din vechime. Aici, bineînțeles, va trebui să faceți o călătorie cumva și prin mecanica cuantică, să intrați în medicina cuantică. Neapărat. Sună atât de frumos. Cuantic. Medicina, NASA. Frumos. Totul trebuie să fie frumos, trebuie să fiți atenți ca lucrurile să curgă frumos, frumos, frumos. Iarăși, nu vă temeți de cuvinte complicate. Și aici neapărat trebuie să trimiteți către lucrări științifici. Țac, 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 țac. Cât mai mult.
Nu contează că n-au nicio legătură cu subiectul pe care îl tratați dumneavoastră. E important ca măcar un cuvințel să apară. Eu nu știu să vă zic așa, interferență, că vorbeam mai devreme, să apară cuvântul interferență acolo în titlul lucrării. E foarte bun. Nimeni nu va sta să verifice, dar dintr-o dată avem o aură, cum spuneam mai devreme, de seriozitate. O aură de... Ah, ce frumos! Bine, sunt multe lucruri de făcut. Mi s-a făcut să că am numai 5 minute. Mai este un aspect extrem de important. Multiplicați site-ul în diferite variante, cu diferite nume. Pentru că în felul acesta informația e confirmată din mai multe surse. Un aspect. Al doilea aspect. Căutați pe forumuri reacții la produsul dumneavoastră. Musai să le comentați apoi favorabil. M-am vindecat, sunt sănătos, nebunie, nu mai... Dar trebuie să creați cât mai multe conturi pe forumuri ca să nu fie același personaj care comentează în permanență. A, și apropo de asta, nu uitați de rubrica de mărturii. Musai, trebuie o rubrică de mărturii în care oameni care se aflau în pragul morții, medicii i-au trimis acasă, ca fiind bolnavi incurabili și nemai având de trăit decât acolo, câteva săptămâni, o lună, două, trei, maxim un an. S-a făcut bine, datorită produsului dumneavoastră. Fie el din acela de, să zicem noi, tehnică medicală, fie produs din acesta de, cum să zic eu, gen poțiune magică. Trebuie făcute toate acestea. Îmi dau seama, sunt multe detalii care trebuie puse la punct, dar vă spun, nu e foarte dificil. Important este să creați o imagine. Nu uitați, nu uitați nicio clipă că în lumea asta noastră nu contează altceva decât imaginea, nu contează ce face produsul respectiv, ci ceea ce îl poți convinge pe cumpărător că ar face produsul. Simplu ca la balamuc. Dragii mei prieteni, da, trebuie să încheie aici scurta mea emisiune. Sper că prietenii mei care sunt de partea rațiunii nu s-au supărat pe mine. Țin foarte mult la voi, dragii mei prieteni raționali, și vreau să vă spun, citeam pe un blog, un blog din Statele Unite, tot un blog rațional, un blog sceptic, era dezamăgit autorul blogului de faptul că părea că vorbește în gol. Cred că e doar o senzație. Niciun rațional, de fapt, nu poate vorbi în gol. Și cred că împreună, eu, dumneavoastră, 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 putem face ca în lumea aceasta minciuna, înșelătoria, exprocheria aceasta, joacă aceasta cu viața omului, cu sănătatea omului, să dispară. Nu să dispară, dar măcar să se atenueze sau joacă aceasta să fie foarte greu de jucat. Și pentru aceasta trebuie reacții raționale. Combateți lucrurile cu dovezi. Știu, e foarte greu de dovedit că Einstein n-a spus năzbătea aceea cu astronomie, dar cu puțin efort se pot face lucruri interesante. Dragi prieteni raționali, fiecare avem de purtat o bătălie pentru a apăra rațiunea în această țară și nu vreau să fiu prea bombastic, dar chiar pe această planetă rațiunea se vinde foarte prost. Nu vinde ziarele rațiune. În schimb, năzbâtile fac audiență maximă. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau o întâlnire pe când o fi. Al dumneavoastră, Cristian Roman.